Salutare, dragi prieteni, și bine am găsit la un episod, adică la un nou tutorial, adică astăzi o să vă arăt cum să băgați bani și experiență în Eurotrack 2018. Ok, în primul rând trebuie să vă descărcați chat din Rhino 6.7. Ok, bun, deci intrați pe linkul din descriere. Și o să descărcați de hola. Bun. După aceea trebuie să-l aveți Eurotrack în bară. Dați aici. Dați pe Eurotrack. Și aici dați. Nu scuzați. Aici băgați câți bani aveți voi acum. Dați foarte scan. O să vă apară 101.000 de chestii. Apoi, intrați în Eurotrack, sper să se vadă. Și trebuie să vă bușiți sau să faceți ceva. Eu o să decuplez remorca. Poate se aude cam tare, dar... Tu glumești? Ok. Și acum am 1920. Așa. Bun, intrăm din nou pe cetinerea și dăm aici 1920. Adică câți bani ai văzut. Și dăm next scan. Și ne-au apărut astea două chestii. Le luăm și le băgăm aici. Jos. Dăm aici și aici ne băgăm câți bani vrem să avem. Eu o să-mi bag 9. Bun. Să fac așa, o să-i dau copii. O să-l pun și aici. Perfect. Bun. Apoi, intrăm în joc. Dăm ESC. Dăm din nou. Și uitați că avem banii. Bun. Acum cu experiența. Aici e o leacă mai greu, dar... Na. Bun, deci hai cu să pun pauză și... Stați așa, o să pun pauză și o să revin când am terminat o cursă. Și o să vă explic după aia cum am făcut. Ok. Bun, am revenit. Deci, eu am făcut o cursă ca să primesc experiență. Stați să vă arăt. Deci, eu am 33 experiență. Așa, bun. Să-ți dau mai încet sumă asta. Așa, bun. Deci, am 33 experiență. Bag aici la value, bag 33. Dau... Și dau new scan. Dau foarte scan. Șterg chestiile astea aici de jos. Așteptăm. Bun, și iar ne-a dat chestiile astea multe.
Așa, bun. Intrăm în Eurotrack. Și ne luăm o cursă. Cursa să fie cât mai rapidă. A, da, am uitat să zic, dacă nu o să am timp să vă arăt și să vă explic tot, o să apară partea a doua. Se pare că nu-mi dă nicio cursă, o să iau o cursă în întâmplare. Și să vedeți să facă bani, deja am. Deci... încarcă câteodată. Bun. Și acum ies. Dau aici. Și dau abandon. Și întotdeauna, după ce dai abandon la o cursă, să apar aici o cursă rapidă. Ok, sper că da. Da, mi-a dat. Bun, intrăm în această cursă. Foarte ușor. Bun, intrăm și facem cursă. Eu o să revin după ce fac cursă. Bun, am revenit. Deci, am mai făcut un concurs și acum am 75 experiențe. Și dăm next scan. Așa, bun. Și le trecem aici. Și ne punem, eu o să-mi pun câți bani mi-am pus. Atâta level o să-mi și pun. Bun, deci am făcut. Acum intrăm în joc și dăm la evoluție. Oh my god, avem nivel 20.207.377. Bun, deci hai să vă explic cum am făcut chestia asta. Deci eu, practic, stați așa. Deci eu practic am... Am făcut o cursă, că am avut 0 experiență, am făcut o cursă și mi-a dat 33 experiență. După, eu aici la level am pus atâta experiență, cât am avut 33. După ce am pus chestia aia, o trebuie aici să mai fac o cursă, să mi dea mai mult. După aia mi-a dat 75, am pus aici, am dat next scan. Am apropiat chestiile astea, le-am băgat aici jos și am pus aici la level-ul cât trebuia, cu ce level vreau să am. Și am pus atâta. Deci, cam acesta a fost tutorial de astăzi. Dacă v-am ajutat cu ceva sau ceva, dați un like acolo, că nu e greu, un subscribe și un share. Pa, pa!